Salutare, oameni dragi, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul de astăzi o să vă arăt cum puteți să retrageți satoshi adunați în aplicația Ember. Haideți să vedem cum putem să facem acest lucru. Mergem în aplicația Ember. În momentul de față am 00 pentru că nu am retras deloc până acum. O să mergem în dreapta pe acest târnăcop. Apăsăm în dreapta sus pe Boost. Mergem jos de tot. Și aici avem la Available Rewards 35.115. To optimize for Bitcoin mining fees, Ember batches distributes once per month. Trebuie să fie minim 5 dolari, care în momentul de față sunt aproximativ 12.902 satoshi. Apăsăm în dreapta pe Withdraw to Wallet. Dacă nu aveți suma necesară care vă arată aici în dreapta jos, cum este acum 12.902, nu puteți să apăsați pe buton deoarece nu se întâmplă nimic. Apăsăm pe Withdraw to Wallet. Ne pune să selectăm aici Ember Bitcoin Wallet. Send Bitcoin to your Ember Bitcoin Wallet. After the distribution date, it appear on the available funds tab. Îi dăm continue. Și ne arată withdraw amount 35.000 de satoshi, distribution day va fi mâine, deoarece astăzi este 2 mai. Destination Ember Bitcoin Wallet. Îi dăm withdraw. Și acum facem o poză ca să avem o dovadă că am făcut withdraw în caz că ceva nu este ok. Ne dăm ok. Așa, dacă am revenit înapoi, vedem că am luat-o de la 0. O să merg înapoi pe Boost. Ne ducem jos de tot și vedem că în acest moment am luat-o de la 0 din nou. În momentul în care o să adun iarăși 12.902 satoshi, o să pot să fac o nouă retragere. În funcție de prețul Bitcoinului, că este mai mare sau mai mic, acest număr variază. Dacă prețul Bitcoinului scade, va trebui să adunăm mai mult satoshi. Dacă prețul Bitcoinului crește, vor fi mai puțin satoshi. Deci suma variază. În momentul în care am făcut review-ul aplicației, era vorba de vreo 10.200, dar la vremea respectivă era Bitcoin undeva la 40.000, 42.000 chiar. Cam asta a fost retragerea, foarte simplă, din ce am văzut aici jos, please give Ember free 5 business days after the snapshot date to completely process everyone withdrawal request. Deci, vor fi 3-5 zile lucrătoare. Astăzi este luni, ar trebui până vineri să adauge bănuții în portofel. Pentru că în acest moment portofelul este gol. Foarte probabil o să mai fac încă un videoclip ca să vă arăt dovada plății și în funcție de ce voi avea la vremea respectivă, o să vedem dacă o să depozitez într-un fond de-al lor sau o să-l trimit către un portofel extern sau un exchange. Cam atât a fost despre cum putem să retragem aceste monede. A fost destul de simplu, mă așteptam la ceva mai complicat și pentru mine este prima dată când fac această retragere. Nu am întâmpinat nicio problemă, acum aștept undeva la 3-5 zile să vedem cât de rapid sunt sau cât noroc am. Și dacă ai găsit acest videoclip, nu uita să te abonezi, să lași un like, un coment, să dai subscribe la canal dacă dorești și până data viitoare, spor la bani!